Radu Beligan a vorbit puțin despre el însuși și, de aceea, gândurile sale le-am descoperit în cărțile pe care le-a lăsat. În 2013, Radu Beligan a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor aflat în activitate pe scena unui teatru. S-a născut în 14 decembrie 1918, lună binecuvântată pentru istoria poporului român. A fost actorul cu A mare. A fost, așa cum spunea, în același timp sculptorul și marmura, penelul și culoarea, suveranitatea și constrângerea. Nu striga, madame, fii misericordioasă, sunt nebun de amor. Da, fruntele mea de tâmplă se bat, sufăr peste poate, parcă sunt turbat. Turbat? Domnule, spune-mi de grab că aminte strig. Cine ești? Ce cauți de mea asta în casele oamenilor? Sunt un junetră și nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire. Mă poate de mine, nu striga! Nu striga, ai pietate. M-ai întrebat să spun cine sunt, ți-am spus. Ce caut? Ingrat, nu mi-ai scris chiar tu în original să fiu? Eu? Iată-mă. M-am transportat la localitate pentru ca să te văd că te iubesc, precum iubește sclavul, mina și orbul, libertate. Domnule, parol! Și tu mă iubești pe mine, nu mai îmblac cu moftă. Te-am văzut de atunci seara, la Union. Prin băiatul la care se girea cu natul, am aflat că acum ești liber. Ți-am scris, mi-ai răspuns să viu și a venit. Pentru ca să te iubesc. Acum înțeleg eu tot. Arta actorului nu are limite. El trebuie să creadă că barba sa e autentică. Arborii aceștia de carton sunt adevărați, lacrima partenerului e sinceră, furtuna e reală, loviturile destinului sunt neașteptate și mai ales că publicul e tot atât de credul ca și el. Nu-i se cere oare prea mult? Un lucru nu înțeleg eu. Ce lucru? Dacă nu mai plăti nimeni bir, soro, de unde ori să aibă cetățenile afă? Treaba asta, frate-mi, el ce grijă are. Pentru ce l-avem pe el? E datoria lui să îngrijească să aibă oamenii lefurile la vreme. Așa da. Dintre sutele de roluri pe care le-a jucat în teatru, film și televiziune, a căror simplă enumerare ne-ar ocupa puținele minute pe care le avem la dispoziție, se numără și Robespierre, din piesa Danton, de Camil Petrescu. Ați văzut vreodată un mare actor jucând un rege? Pe lângă el, ai impresia că regii adevărați nu prea au talent. Mai avem de jucat ceva. Mie nu-mi place ce se pregătește aici. Știi ce se pregătește, Marta? Nu, dar nu-mi place. E, poate că o să-ți placă, fetiță. Hai să încetăm, te rog, haide, sunt urâte jocurile. Asta e un joc frumos, Marta, ai să vezi, foarte frumos. O să râzi, o să... De jos, mama! Cam așa minte și teatru, arătându-i omului adevărata lui față. Revelațiile sunt uneori dureroase. Lasă-mă! Nu vom continua. Și-am să-ți arăt la rândul meu ce pot și tot circul tău din noaptea asta. Tocmai de aceea, teatrul e obligat să fie fascinant prin râs ori prin emoție, pentru ca spectatorul să accepte de la el adevărul oglinzii, luciditatea reflectării. Un mare actor trebuie să aibă eleganță, gust, stil, demnitate, clasă. Geometria a inventat echerul contemplându-mi umerii, iar Diana și-a construit arcul după modelul sprâncenelor mele. Privindu-mi trupul, benvenuto Celin. Ai aripi la picioare, nu-i așa? Nu, Agnes. Aripi la picioare are Hermes. Nu pot să te văd, nu știu cum sunt ochii tăi, mâinile tale. Ochii. Ochii sunt de o frumusețe impecabilă. Ochi de aur, cu pupile de grafit. Îi vezi? Cum a reușit maestrul Radu Beligan să joace și la 95 de ani? A îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile preconcepute. Înseamnă a deveni mai ușor, mai liber. Într-un anumit sens, ești mai bătrân când ești tânăr și mai tânăr când ești bătrân. Viața se scurge ca o permanentă și progresivă delestare de prejudecăți și de constrângeri. I-a jucat și pe Richard al III-lea, pe Romulus cel Mare, dar și pe Robespierre și pe Salieri. A fost întotdeauna un om de echipă și a înțeles că cel mai mare dușman al spiritului de echipă
este vanitatea. Foarte bine. Tu ai ales. Din clipa asta suntem dușmani tu și cu mine, pentru că nu mă dau bătut, auzi? Se zice că de Dumnezeu nu poți să-ți bați joc. E bine, eu spun că omul nu poate fi batjocorit. De mine nu-și bate joc nimeni. Se zice că harul pogoară unde poftește. Dar eu spun nu! Trebuie să poftească acolo unde e virtute sau să nu pogoare deloc. Dio injusto! Tu ești vrăjmașul, nemico eterno! Acesta ți este numele de aici înainte și mă leg cu jurământ. Dar măsura puterilor mele să stau împotrivă pe acest pământ până la ultima mea suflare. În ciuda unor demnități politice și administrative, s-a păstrat în afara unor grupuri sau tabere, de orice fel ar fi fost ele. Cei ce refuză să se înregimenteze într-o tabără sau alta riscă să fie victimele unor răzbunări. Jocul intelectual e amenințat cu măsluirea. E tot mai puțin loc pentru cei ce refuză să aparțină unui grup și își iubesc condiția de civili. Nu sunt singurul care așează infinit mai prejos trofeele ce se pot smulge dintr-o bătălie pseudo-artistică decât pe cele ce se pot cuceri față în față cu tine, la masa de lucru sau pe scenă. Alături de mine se află, desigur, atâția alții pentru care arta e un mod de a fi, nu de a avea. Deși întreaga viață și-a dedicat-o și și-a petrecut-o pe scenă, nu a refuzat nici radioul și nici televiziunea. Ajutor! Dragă, nu mai striga, că nu te aude nimeni. Cum nu te aude nimeni? Unde suntem noi aici? Nu să fim sub pământ, eu sunt aici de două zile. De două zile? Da. Exact, la început am strigat și eu, dar când am văzut că e de pomană, am renunțat. Și de groznic! Nu-ți fie teamă că nu ți se întâmplă nimic. Cum să nu ți se întâmple nimic? Aici, singur, sub pământ, ajutor! Ai răbdare, că până la urmă o să fim descoperiți. De ce n-am spune că televiziunea, care contribuie la înțelegerea universului ca un ansamblu, consolidează ideea că puntea de unire a fiecăruia cu toți ar fi dreptul acesta de deosebire, reciclând spiritele în convingerea că ceea ce ne poate apropia e tocmai ceea ce ne separă și ne distinge. Liber! Liber, Coane! Atunci du-te acasă! În ziua de 20 iulie 2016, a pândit trecerea Sfântului Ilie și a urcat alături de el în caleașca ce-l va purta într-o altă dimensiune, unde timpul nu mai există și teatrul este etern. Și parcă i-am auzit vorbele răsunând ca din ceruri. Funcția artei e să redea omului sensul pierdut al tonalității sale. Inteligența nu omoară emoția și efortul de generalizare nu înăbușă fiorul dramatic al vieții. Stilul de viață și de gândire al acestui veac, prin excelență critic, a modificat și calitatea emoției și resorturile ei interioare. Când lumea e privită cu luciditate, flacăra albă a pasiunii e cu atât mai pură.